Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliu cu Ghimpi. Sunt Adrian Simon, sunteți împreună cu noi, Capital TV, televiziunea pe bună. Astăzi îl avem invitat și așezat pe Fotoliu cu Ghimpi pe domnul Emanuel Cleiș, care este președintele ALDE DEVA. Bună ziua, bun venit în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Am mai spus asta cuiva, să creșteți mari. Să dea Dumnezeu și sănătoși, deopotrivă că vremurile sunt de așa natură în care sănătatea astăzi poate mai mult ca niciodată ar trebui să fie în prim plan și să avem grijă de ea. Să creșteți mari și sănătoși. Eu le spun așa tuturor, asta e cu dublu înțeles și sper că l-ați simțit. Domnul Cleiș, ce vârstă aveți dacă nu vă spuneți? 36 de ani împliniți, spre sfârșitul anului sper să îi împlinesc și pe cel de-a 37-lea anul. Și vreau să 36 și mergeți pe 37, mulți înainte. Sunteți președinte ALDE DEVA. Pentru cei care nu vă cunosc, pentru că noi, pe noi ne vede foarte multă lume și este și varianta să nu vă cunoască cineva, nu? Acum să nu fiți înfatați și să-mi spuneți că vă cunoaște toată lumea, că n-are cum. Cine sunteți dumneavoastră, de fapt? De unde ați apărut? Ce-i cu președinția asta a partidului? Chestii de genul ăsta pentru început. M-am născut în anul 1983 în municipiul Deva. Așa, deci sunteți devean. Sunt devean, născut în Deva, crescut în Deva. Nici din Moldova, nici din Maramureș. Întâmplarea face că părinții mei sunt și hunedoreni, s-au stabilit în Deva, acum 38-39 de ani. În 83 am apărut și în această lume frumoasă. Așa. Și studiile primare le-am urmat în cadrul școlii generale numărul 4, actualmente momentan Andrei Șaguna. Am făcut și școala primară și generală acolo, după care am urmărit studiile la Colegiul Național de Cebal, unde am studiat un program de fizică chimie intensive engleză. Mai apoi alegând să mă perfecționez în domeniul managementului la Facultatea de Științe Economice din Timișoara, din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Încă de pe băncile facultății am fost o persoană care am fost nevoit să muncesc. Încercam să îmbin perioada în care trebuia să o dedic studiilor cu o parte din zi în care mă duceam și munceam. Pentru că e greu să fii departe de familie, e greu să te descurci cu bănuții. N-aveau părinții suficienți bani ca să aveau suficienți bani, poate că tentațiile erau mari, poate că îmi doream și eu poate un tricou mai, știu eu, mai frumos, mai în trend cu moda. Nu știu ce înseamnă să fii copil de bani. Să ai banii la dispoziție. Nu, departe de mine. Nu m-am aflat în această situație și mă bucur pentru asta, că am învățat. Părinții mei au fost și sunt oameni modești. Mama a lucrat în comerț toată o bună perioadă din viața ei, cât a fost implicată în câmpul muncii. Tatăl meu la fel a fost și el pe o parte șofer, pe de altă parte un angajat în cadrul unei bănci. Deci, n-au avut tangență cu politica niciodată în viața lor. Eu sunt cel care... Ați făcut facultate, ați fost nevoit să munceți. Da, am ales să mă angajez pentru că vreau să depășesc condiția de student susținut oarecum de familie, cum mare parte dintre tineri își trăiesc studenția, și am ales să mă angajez. Am reușit să prind un post în cadrul unei companii de consultanță în management de talie națională și am ajuns să fiu director regional pe tot ce înseamnă zona de vest și nord-vest a României. Aveam 8 județe în subordine în care monitorizam tot ce înseamnă ofertare, contractare, derulare, contracte și așa mai departe. Activități de consultanță pentru management și afaceri, implementare sisteme de management ISO, optimizare... Mă gândeam că aici ați ca sosul la vreo. Nu, sunt activități specifice managementului, adică a profilului pe care l-am și absolvit în cadrul Universității de Vest din Timișoara, Facultății de Științe Economice. Ocupam și... ne ocupam în mod deosebit și de proiecte, accesare fonduri europene, implementare proiecte din surse nerambursabile, în mod special din fonduri europene, optimizarea sistemelor manageriale din cadrul instituțiilor publice, o paletă mai largă de servicii destinate atât sectorului privat cât și celui public. Bun, și după aia?
După 3 ani de activitate în această companie, am ales să-mi dezvolt propriul business, ceea ce m-a făcut să mă întorc la Deva, alături de familie, de prieteni, de unde mi-era mai ușor să-mi gestionez afacerile. De ce spun mai ușor? Pentru că trebuia să am un sediu social la întreprinderea pe care urma să o înființez. Iar domiciliul meu fiind în Deva, eram cu flotant în Timișoara, nu puteam să fac acest lucru sau mi-era mai la îndemână să fiu acasă, orașul mai mic, cunoșteam, aveam prieteni care erau contabili și așa mai departe. Deci aveam un sector de activități care mi-erau mai la îndemână decât în Timișoara. Și mă bucur că am ales să mă întorc acasă, mă bucur că, uite, sunt 10 ani de activitate continuă și întreruptă în cadrul antreprenoriatului, să spun așa, și timp în care am dezvoltat un grup de companii, pentru că ulterior mi-am diversificat portofoliul de servicii și astăzi mă bucur că reușesc să ating niște indicatori pe care la început nu speram să îi ating așa de timpuriu. Mă refer la locuri de muncă nou create, la rata profitabilității, la contribuția pe care și eu ca și antreprenor și ca și salariatul am la tot ce înseamnă bugetul public local prin plata impozitelor, contribuțiilor. Suficient de mult ca să fiu nemulțumit de ceea ce se întâmplă cu banii de mei. Zeci de mii de lei. Sute de mii de lei, poate anual. Referindu-mă din firma noastră? Doar din grupul de firme pe care îl administrez. Bani pe care îi văd că se duc în direcții total greșite și care nu sunt chipzuiți cu eficiență și cu responsabilitate. Așa. Și cum a fost intrarea în politică? Unde ați fost primar sau cum ați fost? Accesul meu în politică a avut loc în anul 2008. Deci din 2008 până în prezent, iar că sunt vreo 12 ani de când cochetez cu politica, am considerat că stând deoparte și neimplicându-ne, nu putem să arătăm cu degetul sau să sancționăm sau să spunem care ar fi vinovații atâta timp cât tu nu vii cu o inițiativă și nu încerci într-un fel sau altul să contribui la dezvoltarea orașului sau să găsești soluții la problemele cu care se confruntă municipalitatea. Atunci am ales să fac un prim pas înspre politică. Astăzi mă regăsesc în Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, un partid unde am conturat o echipă de oameni tineri. Am ales să ne asumăm și o candidatură la alegerile care urmează în data de 27 septembrie. Sper să se desfășoare, pentru că la modul cum evoluează astăzi pandemia, de la o zi la alta vedem o creștere accentuată a numărului de cazuri. Există riscul sau poate o probabilitate destul de mare ca aceste alegeri să nu se mai țină. Eu nu cred. Nu știu dacă este o măsură bună sau rea să anulăm alegerile, dar între a alege sănătatea populației și reconfirmarea sau accederea pe noi funcții publice altora, m-aș apleca pentru a fi preventiv și pentru a opri acest flagel, această pandemie în a se manifesta. Când se anulează alegerile, gata, nu o să mai fie infectări? Hai să fii serios. Vor fi, dar cred că prezentându-ne la urne... Dar nu știu acum și în ce măsură vor fi reprezentative alegerile, pentru că știm, alegerile sunt reprezentative când un număr cât mai mare de cetățeni se prezintă la vot. Asta depinde de prezența la vot. Exact. Cred că suntem într-o panică și mă refer la o panică generală a populației, ceea ce va duce la o prezență destul de ridicată, iar rezultatele pe care le vom obține, toți participanții la scrutin, prezență cred că nu ridicată, vor fi ziceți o prezență scăzută, îmi cer scuze dacă am spus ridicată. Cred că o prezență scăzută nu ar da o putere mandatelor obținute. Haideți să vă spun părerea mea. Nu, mă rog. E a mea. Eu cred așa, că dacă ar fi fost panică, nu ar fi fost nici circulația care este în țară, nici terasele pline, nici la mare o grămadă de oameni. Eu nu cred că e panică, sincer. Cred că transmiterea în momentul ăsta este comunitară, tocmai datorită faptului că probabil că la 80% din populație nu-i mai pasă. Sincer. Posibil atunci, că populația să nu-i pese. Nu e o problemă în a ține alegerile și așa mai departe. Adică deja, hai să fim serioși, alegerile astea, din punctul meu de vedere,
trebuie ținută și așa mai departe. Trebuie să mergem mai departe cu președinții de Consiliul Județean, cu Consiliul Județean. Viața merge înainte. Noi să ne oprim în chestia asta. Categoric, alegerile trebuie să se desfășoare. Plus că nu știu dacă mai e constituțional sau normal să... Spuneam doar că în momentul în care vedem că aceste număr de cazuri crește de la o zi la alta, nu știu unde o să ajungem în 27 septembrie, spuneau consilieri dinspre apropiați prim-ministrului României că estimează să ajungem chiar la 2.000, 3.000, 4.000 de cazuri. Și atunci s-ar pune o problemă dacă se vor mai ține sau nu alegerile. În fine, noi suntem pregătiți și facem tot ceea ce ne stă de noi pentru a găsi soluții la problemele cu care se confruntă municipalitatea, să vedem care ar fi oamenii care ar putea să ne ajute cu expertiza lor și cu disponibilitatea la punerea în practică a planului de acțiune și așa mai departe. Deci, vă spuneam că suntem la de o echipă de oameni tineri, care avem... Avem disponibilitate, avem energie, avem viziune pe termen mediu și lung, pentru că m-am săturat să văd niște proiecte pe care mulți dintre foștii candidați de primar, primar, viceprimar, administrator public le-au promis, niște proiecte care nu le poți realiza în 4 ani. Și atunci am spus să avem o abordare pe tot ce înseamnă termen mediu și lung. Parte dintre proiectele pe care le vom propune devenilor vor avea un început în mandatul 2021-2024 și... Devenilor? Da, de ce devenilor? Pentru că intenționez să candidez la primăria municipiului Deva. Proiectele pe care le vom propune către deveni sunt cele care, parte dintre ele vor începe în 2020, se vor finaliza în 2024, dar alte parte, de cealaltă parte dintre ele vor începe în 2020, dar fiind proiecte de o mare anvergură, vom avea nevoie de o... În campanie electorală. Cu siguranță că le spunem. Cu siguranță le vom aduce, sperăm noi să ajungă la urechile fiecărui devean și sperăm că soluțiile pe care le propunem noi să fie cele care cele pe care le vor îmbrățișa și deveni. Spuneți, sunteți echipă de oameni tineri la organizația Deva sau la organizația Suntem județeană? O persoană, o echipă de oameni tineri și la echipa locală și o echipă de oameni care se simt încă tineri la cea județeană. Pentru că omul este tânăr cât se simte. Momeala mea. Ba da, v-am răspuns referitor la tinerețea de o parte și de cealaltă. Vreau să văd dacă ați urmărit emisiunea cu președintele noastră de partid pe... Urmăresc cu drag toate emisiunile dumneavoastră și cu toți invitații. La un moment dat că eu sunt tânăr, n-am nicio problemă. Cum vă spuneam, omul este tânăr cât se simte. Cu mine, domnul Moloz, de la drum, nu știu de unde, de aici, din fața studioului până nu știu unde. Dar ar fi o chestie interesantă. Ar fi. Ar fi, ar fi. Cred că au mai fost și alte persoane cărora domnul Moloz le-a făcut această propunere și nu știu ce ați făcut, ați acceptat sau ați... Am zis că mă gândesc serios la ea, când prindem un... Ceilalți au refuzat bune, toți, înseamnă că noastră încă sunteți într-un răspuns, așa, adică să așteaptă. E o chestie de tip, dar ar fi o chestie interesantă, un social media, un experiment social. Inedit. Ce, dacă nu inedit, da. Da. Bun, să mergem mai departe. Ce ziceați că nu vă convine la Deva? Ce nu-i bine la Deva? Nu-i vorba despre a conveni sau a nu conveni cuiva. Ceea ce mă displace sau ceea ce cred eu că s-ar putea desfășura, ceea ce nu-mi place, așa. Da, cred că lucrurile s-ar putea petrece mult mai bine în Deva. Eu cred că lumea în care trăim poate fi mai bună și deveni merită o viață mai bună, dar asta depinde în foarte mare măsură de fiecare dintre noi. Și când spun de fiecare dintre noi, mă refer la cei care nu ne implicăm în viața politică, cei care stăm deoparte și ca la un meci de fotbal. Stăm, vedem greșelile unuia sau altuia pe teren, avem o opinie, știu, exprimăm un dezacord, dar când este gata meciul, repriza, ne ridicăm și mergem acasă la familia noastră și cam acolo se rezumă implicarea noastră în activitatea politică sau spiritul civic al orașului. Și mai depinde și de noi cei care suntem tineri, care avem viziune și care ieșim pentru prima dată în fața electoratului, adică în fața puștii, și încercăm să convingem că avem determinare, soluții la problemele orașului și cerem încrederea și votul fiecărui devean. Deci suntem două categorii de
Noi. Deci noi care nu ne implicăm și cei care suntem noi implicați în politică, pentru că uitându-mă la... Păi, stați să vă întreb, că poate logica noastră bate logica mea. Deci ați spus că sunt două categorii, cei care nu se implică și cei care se implică. Da. Da? Cei care, care nu se implică ar politic, trebui să se implice, să vină să facă o campanie pentru cei care intră mai recent în politică. Și atunci noastră, cei care vă implicați în politică și veniți pe urmă și le cereți votul, nu? Sigur că da. Care nu se implică în politică. Înainte de a cere votul, prezentăm niște soluții la problemele cu care ne confruntăm. Noi toți. Dacă soluțiile noastre sunt cele care sunt agreate de o largă majoritate sau dacă simțim la fel și gândim la fel, cu siguranță le cerem acel vot de încredere pentru a putea pune în practică ceea ce noi gândim că ar rezolva... Păi și dacă nu se implică, vi-l dau. Cui majoritatea spun politicienii? Sper că vom reuși, fiind o generație de oameni tineri, politicieni, să convingem o mare parte din acei nehotărâți care până nu de mult nu se prezentau la vot, să se prezinte la urne și sper eu că îi vom convinge să ne acorde și acel vot, pentru că ați văzut, la nivelul municipiului Deva, prezența la vot a fost întotdeauna pentru funcția de primar, cred că în 2017 a fost undeva puțin peste 20.000 de persoane, în 2016 a fost puțin mai ridicat, 24.000 către 25.000, dintr-o populație de 58.000 de locuitori. Păi da, dacă mai sunt 58.000 undeva. O altă problemă cu care ne confruntăm este de popularea masivă a orașului. Faptul că ne pleacă tinerii, faptul că populația este îmbătrânită, este o problemă cu care ne confruntăm și care ne ține captivi într-un nivel unde dezvoltarea este destul de grea. Pentru că și o să vedeți că în perioada care urmează 2021-2027 de planificare strategică și tot ce înseamnă acces la fondurile europene, vor fi încurajate alocarea de fonduri către marile comunități de locuitori. Ordeva fiind un... Cred că în momentul ăsta de la 58.000 Deva nu mai are atâția cu siguranță. Eu mă duc undeva la vreo 30.000. Discutăm la ceea ce există statistic în documentele oficiale. Dar nimeni nu poate controla cu siguranță câți mai sunt exact sau câți mai locuiesc efectiv, câți sunt plecați prin străinătate. Și asta este tot o problemă cu care ne confruntăm, să știți. Asta arată oarecum haosul sau dezordinea care poate să existe într-o entitate aflată în subordinea Consiliului Local și mă refer la evidența persoanelor, unde pe statistică nu prea știi care cum sunt. Păi da, câți oameni avem, cât în străinătate, cu un contract de 5 luni, 6 luni, nu vine el să declare la evidența populației că dacă sunt doar 5 luni sau 6 luni dintr-o perioadă de 4 ani, înseamnă că el este totuși devean, doar că lipsește 6 luni. Da, 6 luni, mai vine înapoi, mai în accepțiunea mea. Banii, da, pleacă iar și tot așa, sau chestii de genul ăsta. Bun. Și vă dau votul de regulă, oamenii ăștia, adică vreau să vă întreb, ok, eu este nu prima dată, aici, nu este pun, prima... Într-o, dacă vorbim unul peste altul, nu se înțelege nimic. Vă rog. Nu v-am chemat nici să vă încurc, nici să vă pun într-o lumină proastă, v-am chemat să vă cunosc. Și atunci, vă întreb următorul lucru, ați spus că sunteți din 2008 în politică, da? Așa este. Dacă sunteți din 2008, acum suntem în 2020, în 12 ani de politică, pe unde ați avut ceva, ascensiuni, ați avut ocupat vreo funcție importantă, ați reușit să creșteți din 2008 și până acum? Din 2008 am activat în mediul politic fără însă să asumi o candidatură, fie că discutăm la nivel de consilier local, primar, consilier județean sau o altă candidatură la nivel mai înalt. Deci am fost doar partea de membru de partid, simpatizant a unei formațiuni, a unor persoane politice, dar astăzi mă văd în fața într-o postură de viitor candidat. Deci, la acest scrutin mi-am asumat, am anunțat deja decizia de a candida, va fi prima mea candidatură, sper eu să am și succes. Să încep cu dreptul în administrație. Dar de ce v-ați dorit dumneavoastră acum, în 2020, la 36 spre 37 de ani, dacă am reținut eu bine, să candidați la Deva? De ce? V-am spus, consider că dezvoltarea unui oraș se face plecând de la o viziune pe care orice om care se prezintă în fața electoratului ar trebui să o aibă. Acea viziune trebuie transpusă în măsuri concrete de rezolvare a problemelor cu care se confruntă comunitatea. Problemele sunt, au fost și vor fi. Ele nu vor dispărea.
Ceea ce este important la noi, ca și sau la un primar, este ca el să fie tot timpul în ritm cu schimbarea și să aibă disponibilitate la schimbare, adică de a găsi soluțiile. Și pentru că m-ați întrebat care ar fi nemulțumirile mele legate de modul în care DEVA s-a dezvoltat sau a stagnat, aș spune, este raportându-mă... S-a dezvoltat sau a stagnat? Putem folosi între ghilimele cuvântul stagnat, dar oarecum recunoscând că, de fapt, e între ghilimele dezvoltat, dar este o stagnare, pentru că în ultimii 3-4 ani de zile, eu personal și mare parte din Deveni nu prea am văzut nimic decât niște promisiuni care ne-au fost prezentate frumos îmbrăcat, un produs care a vândut, a fost vandabil, care a luat și votul majorității celor care s-au prezentat la urme, dar după 3 ani de zile, gustând zilnic din acel produs, ne dăm seama că, de fapt, este departe de a fi ceea ce ni s-a prezentat. Păi cum, domnul Crăciun, și... acum, să nu vă uitați vorba. Ce e atât de bine vandabil? De ce nu s-a dezvoltat? Uite, eu am avut emisiune cu domnul Mancea, da? Ei, că au făcut tot felul de lucruri în DEVA, că au întreținut zonele verzi, că au iluminat bisericile ambiental. DEVA frumoasă, e plin orașul de panouri cu hashtag DEVA frumoasă. Cum s-a rezolvat? Da, haideți că dacă tot ajungem la capitolul domnului primar Florin Nicolae Oancea, întâmplarea face că astăzi m-am prezentat în emisiunea noastră cu un pliant pe care l-am găsit pe pagina de Facebook a domnului primar. Am lăsat pliantul acolo, spuneți-mi numai ce vă mulțumesc, că nu suntem o să, o să vă spun doar în felul următor. Ni s-a cerut un vot sau o palmă bătută în 2017 pentru a reconstrui DEVA. Mă folosesc chiar de cuvintele candidatului de primar, domnul Florin Oancea, da, actualmente și ce, primar. Și... bine, haideți să vedem dacă DEVA este astăzi reconstruită, modernizată, optimizată și așa mai departe. Construirea a două creșe în municipiul DEVA în mandatul 2017-2020. Personal, nu cunosc ca două creșe să fi fost construite în cei 3 ani de zile. Probabil că s-au făcut demersuri, că suntem sătui de auzi, că asta a depus cereri de finanțare, că DEVA primește 10 milioane de euro, peste o săptămână mai primește 20 milioane de euro, peste o lună mai primește 100 milioane de euro. Sunt bani care eu personal nu-i văd în DEVA, niciunde investiți și cred că nu-i vede nimeni. Mai puțin domnul primar și cei care sunt în apropierea lui. Aș merge mai departe. Ni s-au promis 50 de blocuri anvelopate termic. Stați, repet, așa. 50 de blocuri secunde, anvelopate termic. Am notat. Stați un pic să revenim la ce ați zis. Revenim. Două creșe în municipiul DEVA, ziceți dumneavoastră că vi s-au promis. Da? Nu mie. S-au promis Devenilor, păi că va fi realizat. Servea, nu? Implicit. Implicit. Așa. Și vă nemulțumește faptul că nu s-au construit încă. În primul rând, mă nemulțumiște faptul că nu s-au construit și că am fost mințiți, că am fost duși în derizoriu. Acum, adică cer o responsabilitate faptul că ai promis ceea ce știai că nu poți face sau ceea ce nu ai reușit să faci, ar trebui să ieși public să spui am promis că fac acest lucru și nu am reușit. Asta înseamnă o responsabilitate. Aici vreau să ajung. Ce nevoie de creșele astea dacă orașul se depopulează și natalitatea scade? O altă scade? Bună întrebare pe care dumneavoastră, ca și mine, o adresați domnului primar. Nu, vă adresez dumneavoastră, adică și ar fi mie. Nevoie de ele? Plec de la ipoteza că, în momentul în care te prezinți în fața electoratului, ar trebui să știi foarte clar care sunt problemele cu care se confruntă comunitatea. Iar ceea ce propui este să satisfacă cerințele imediat prioritare ale comunității. Spuneați dumneavoastră deci, că DEVA nu știu, zic și să știți că fiica mea are 4 ani și jumătate și merge la grădiniță. Deci la un la cel nivel. Nu ați avut probleme cu locurile și cu nu ați vrea să știți, sau poate că mai bine că să nu știți, ce nivel de echipare și de dotare sunt se regăsește astăzi în tot ceea ce înseamnă sistem de preșcolar. În grădinițe. Mă refer aici la mobilier învechit. Mă refer la faptul că noi ca și părinți trebuie să cumpărăm jucării copiilor, trebuie să le asigurăm perdele, trebuie să le asigurăm lenjerii de pat, pentru că fiica mea urmă, este la o grădiniță cu program prelungit. Haideți să vă spun. Deci fiul meu are 17 ani, fiica mea are 12. Așa. Și ei au fost la grădinița cu program prelungit, dar nu la DEVA. Așa.
Singurul lucru pe care eu l-am plătit în grădinița aia cu program prelungit, este adevărat că asta se întâmpla cu mulți ani, a fost masa lor, care era... Și acum se plătește și se susține de către fiecare părinte. Dar n-am cumpărat niciodată perdele, jucării, așternuturi, pentru că nu-i de datoria mea ca părinte să fac lucrul ăsta. Și acum vă întreb eu, nu știu cum e la dumneavoastră, cine administrează grădinițele astea? Avem în cadrul primăriei un birou... Dar nu cred că sunt ale primăriei. Sunt birou, ale primăriei sau ale unui... Un birou specializat cu tot ceea ce înseamnă relația cu unitățile de învățământ. Am înțeles, dar de regulă grădinița este subordonată unei școli, unui colegiu... Și școlile sunt în directă subordonare a primăriei municipiului Deva din punct de vedere financiar și alocare resursă financiară, iar pe partea de curriculă educațională de către Ministerul Învățământului și Inspectoratul Școlar. Este situația fiecărei grădinițe, școli și liceu. Nu să construiesc grădinițe dacă tot am să le renovez sau să le dotez pe alea pe care le am. Păi, dar sincer, dacă îmi spuneți că... Haideți să fim... Vă mai dau un exemplu la grădiniță. Nu, mi-a spus ceva foarte vi grav. Vi se pare... Din punctul meu de vedere. Sunt multe lucruri foarte grave care încă se întâmplă undeva. Nu este permis că în anul 2020 părinții să se ducă să cumpere perdele. Azi mâine spuneți că ați cumpărat și săpun și hârtie igienică pentru copii la grădiniță? Nu, am adunat bani ca să cumpărăm apă. Este ilegal pentru că, să adunați pentru că, bani? Pentru că este ilegal ca un copil să stea însetat la o grădiniță sau să consume apă de la robinet, de la niște robinete și care sunt și aia vechi, sunt plini de rugină. Noi, spuneți, domnul Simeon, Capital TV, uite că vine acum, e un început, asta v-am spus. Ăștia ne pun să adunăm bani, e un început, să facem asta. E un început și am luat hotărârea și decizia de a veni și a prezenta problemele cu care se confruntă mare parte dintre părinții care au copii la grădiniță, mare parte dintre locuitorii Devei. Asta am făcut. Nu ai Devei, mă, am luat... buni. Nu mai dați bani, pentru că învățământul este gratuit și obligatoriu până la un anumit moment. Asta înseamnă că statul român, prin autoritățile sale, este obligat, dacă este obligatoriu, da? Deci dacă am obligația să învăț, am în ceilalți care au la rândul lor obligația de am exercitat eu obligația asta de a învăța, sunt obligați să-mi asigure condițiile decente pentru așa ceva. Și atunci nu mai dați oameni buni bani pentru nu știu ce, să cumpărăm videoproiector, să facem nu știu ce bancă, să reparăm zarul la ușă. Mai nou s-a găsit o șmecherie și știu și de asta. Aici fac o paranteză. S-au constituit în asociații de părinți. Așa este. Așa. Adună banii acolo în asociația de părinți, da, se pe care îi pompează în școală cu sponsorizare. O modalitate elegantă de a ocoli chestia asta cu n-ai voie să... Toate aceste lucruri se întâmplă datorită faptului că primăria, prin o lipsă de implicare, duce la astfel de gesturi sau de situații disperate ale părinților care au copii și ca și părinte, eu și mulți dintre noi, ne dorim tot ce mai bine pentru copiii noștri. Adică măcar niște condiții umane pentru un copil de 4-5 ani. Medicii sunt șpăgari. Păi de ce sunt medicii șpăgari? Pentru că ani de zile românașul s-a dus și a băgat plicul în buzunar. Cine l-a învățat pe medic să fie șpăgar? Poate că și din perioada comunistă, întotdeauna, știți că eu n-am prins, aveam 6 ani la Revoluție, care mi s-a părut hilar faptul că trebuie să dau o declarație că n-am colaborat cu securitatea. Da. Eu aveam 6 ani în decembrie 89. Am spus, oare mi se aplică și mie sau celor care sunt mai în vârstă decât mine? Deci să revenim la subiectele noastre. Cine e de vină? Tot noi. Cu siguranță sunt mai mulți factori, un cumul de factori, exact, un lanț al slăbiciunilor. Și să mergem puțin mai departe. De ce vă spun că sunt oarecum dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat în Deva și de modul cum a stagnat Deva? Și spun că a stagnat pentru că mă pot raporta la tot ceea ce înseamnă mediul înconjurător. Mă uit la Hunedoara, la municipiul Hunedoara, unde primarul în funcție, tot primar nou, care nu a avut 3 ani de mandat, a avut doar 4, adică un an în plus. Mă refer la domnul Bobouțanu. Da. Uite că e și pronunț numele, că da, chiar îl admir personal, a reușit să modernizeze centrul Hunedoarei, să facă acea alee pietonală, rambla, cum îi spun hunedorenii, să facă o fântână publică, să facă un bazin, un strand municipal, să-l modernizeze. Acolo nu l-a făcut eu strand. Dar cine l-a făcut? E de pe vremea lui Iarion.
este un proiect început și pe care l-a dezvoltat. Și nouă ni s-a promis. L-a inaugurat chiar pe vremea lui Arion. L-a inaugurat domnul? Ok, da. Felicitări domnului Arion pentru ceea ce a făcut în, uite, în ultimii 8 ani. Să fim corect. Nouă, în 2017, categorii trebuie să fim corect și responsabili și dacă s-a făcut pe perioada domnului Arion, este un merit pe care dânsul îl are și nu domnul Bobouțanu. Vorbim, continuăm discuția după câteva momente de publicitate. Rămâneți cu noi, revenim.